descoperim în următoarele 20 de minute o locație foarte drăguță care se mulează pe noul trend care tot funcționează de ceva vreme pe piață, și anume din varianta de zonă de food, de restaurant, să se transforme locația ușor într-o zonă de socializare, de club, foarte drăguț. Asta este trendul pe care merg foarte multe locații, pe care de altfel vi l-am și arătat. La fel, descoperim o locație în această linie, aici în frumosul Târg al Ieșilor, se cheamă Friends Lounge și ne va fi gazdă 20 de minute de acum încolo. Vizionare plăcută! Iată-l, s-a deschis și se deschide în fața noastră. Loc frumos, loc elegant, v-am spus, în trend, mâncărică, ușor, ușor seara se transformă, cel puțin în weekend, în zonă de lounge cu puțină muzică. Dar o să aflăm mai multe detalii fix de la managerul locației, care e aici lângă mine, pe care îl salut și întâi de toate îl întreb cum se numește. Mă numesc Bobby, să zicem nume de scenă. Nume de scenă Bobby, dar pe numele de botez? Bogdan Juverdeanu. Bogdan, Bobby, hai să vorbim puțin de locația asta atât de frumoasă, care merge în linia generală a locațiilor la nivel național și nu numai, chiar și la nivel internațional, de a fi ziua restaurant, seara, cel puțin în weekend-uri, transformându-se ușor într-o zonă de relax, de main, care te pregătește să ieși în oraș, să-ți faci de cap, să-ți rupi creierii, să faci ce vrea mușchiul. Bun. De cât timp Friends în Iași? De 4 ani. Eu sunt în echipă doar de 1 an. Este o locație, să zicem, făcută pentru studenți, pentru că suntem la 2 pași de universitate. Campus universitar de aici, din Copou. Exact. La noi, de la prima oră, da, suntem vizitați de studenți. Înainte de școală vin și iau un mic dejun. Avem prânzul, avem prețuri pentru ei speciale. De asta zic că ne bazăm foarte mult pe... Ați multă grijă voi de învățăcei, de studenți. Exact, pentru că este o putere financiară pentru Iași, având în vedere că sunt în jur de 100.000.